Inventivitatea infractorilor din România nu are limite. Cea mai nouă metodă prin care le sunt luați banii credulilor este prin falsificarea unor lozuri. Loteria Română avertizează însă împătimiții să manifeste maximă prudență atunci când achiziționează astfel de bilete. Oamenii sunt sfătuiți să achiziționeze lozurile doar de la agențiile omologate și să nu cumpere de la diverse persoane care îi abordează pe stradă. În general, sunt abordați oameni în vârstă cărora li se înmânează un loz sub pretextul că respectivele persoane au rămas fără bani și poate că astfel divinitatea le va întoarce în zecit suma pe care au dat-o. Constanțenii sunt și ei mirați de amploarea la care au ajuns înșelătoriile. Păi la câte șmenuri se fac la ora actuală peste tot cu banii, normal că nu mai avem încredere. Nu cumpăr pentru că n-am încredere. Ne ferim de falsuri. Ce părere aveți? Păi, societatea în care trăim. Bazată numai pe minciună, pe înșelătorie. Încrederea e așa, cu o sabie cu dublu tăiș. Depinde de fiecare persoană. Fiecare încearcă să-și câștige existența, nu? Acum, păi el încearcă așa. Dacă tu pici în plasă, a cui e vina? A ta sau a lui ăla? Polițiștii constanțeni spun însă că la Constanța nu a existat nicio astfel de reclamație și refuză să admită că ar putea avea loc vreo astfel de înșelătorie. În aceste condiții, constanțenilor nu le rămâne decât să caște bine ochii și să evite să fie înșelați. Poliția îi poate ajuta eventual după înșelăciune.